Slăvit să fie Dumnezeu pentru prezența Lui. Amin. Dacă cântăm, fraților, trebuie să și credem în lucrul ăsta. Amin. Și mulțumim Domnului. Eu, așa este deviza mea și o cred cu desăvârșire, că dacă ne-am pornit de acasă cu dorința să ascultăm cuvântul Domnului, Dumnezeu a pregătit prin ceva anume să ne vorbească. Asta numai dacă am venit de acasă motivați de dorința asta. Dacă am venit de acasă porniți să fim nemulțumiți și să nu ne placă nimica, apă mere mai rău acasă decât am venit. Că oricum ne-am împiedicat în tot ce-a fost. Poți să se coboare foc din cer, poți să se facă vindecări, minuni, dacă eu mi-am venit de acasă cu inima zăvorâtă, nu mă mișcă nimic. Dar mă gândesc ca și în adunare, acum când vorbim de față cu frață, n-avem oameni chiar atâta de împetriți. Om, venim noi năcăjâți de acasă, supărați, poate pe cineva sau pe ceva. Dar dacă undeva în colțișorul inima Domnului, e totuși o dorință să vii la casa adunare, de adunare, poate că Domnul va rezolva problema ta și dilema ta și îți va da o lumină. Dacă e acolo un pic de sămânță, de dorință de felul acesta, Dumnezeu folosește toate metodele. Pentru că Dumnezeu și-a descoperit înțelepciunea Lui toată în biserică, fraților. Și-a zis Apostolul Pavel și vreau să știți, că ați citit și cunoașteți Scriptura, ce este de făcut, fraților, atunci când suntem la o altă înăități. Păi unul are o cântare, unul are o vorbă în altă limbă, unul o tălmăcire, unul o descoperire, toate să se facă ca să se zidească tăți. Și apoi Dumnezeu o pregătit și pentru mine și pentru dumneata ceva cu care să te miști un picuț, să-ți îndepărteze de liniștea, frământarea, tulburarea, să-ți aducă lumină în cauza dumitale. Dar asta e numai dacă ești cu inima deschisă și mă gândesc că nu v-ați deranjat de acasă să veniți în dimineața asta, ca să fiți să dormiți puțin mai mult sau măcar să ne niviți în pat. Și am zis, noi venim dimineața la ora 9 să venim la templul Domnului, la casa Domnului, ne rugăm, cântăm, lăudăm pe Domnul și ne bucurăm de ce Domnul a pregătit pentru noi. La Doamne ajută! Amin! Că ne putem trezi în casa Domnului exact ca și acest tânăr care s-a amintit în pildă aceasta cu fiul risipitor, tot în casă cu tata și bătos. Numai nemulțumire. El avea alt scop. Ne-am întrebat să sesizat dumneavoastră. Gândul era la distracție. Mie nu mi-ai dat un mel odată măcar să mă veselesc cu prietenii mei. El numai la distracție era acolo. Și în casa tatălui. Și te nemulțumim. Doamne, binecuvântează-ne în dimineața asta. Iubiți frați și surori, am gândit așa să am un cuvânt pentru dumneavoastră. Erau două predici asupra cărora m-am oprit și am zis, se ele seamănă între ele, dar cu distinție. Una nu o pot comprima, că e nevoie de vorbit un picuț mai pe larg ca să putem pricepe mai bine. Dar una o pot comprima ca să nu depășim nici timpul și să mai fim așteptați aici. E o problemă a predicatorului. Deci mai lasă loc de bună ziua, mai sună, frate, nu mai treci pe la noi. Nu lași loc de bună ziua, te taxează. Dacă nu te intră. Și e normal. Fraților, e normal. Eu să vin în biserica dumneavoastră să mi se spună rânduiala și eu să fiu încăpățânat și să trec peste rânduială, zice că așa am eu chef. Și am eu de predicat. Lasă că știi să... Noi zicem la proroc că Duhul prorocului s-a pus, dar aceea predicatorului războinic. Păi din ăsta răzvătit, faci ce vrea el. Predicatorul să fie tot înțeles, trebuie să fie. Dacă ai ceva din partea Domnului, zice ai din partea Domnului. Eu vă spun, fraților, noi ne batem cu pumnul pe că noi venim, fraților, noi vorbim de la Domnul. Eu am să vă spun un lucru. Pentru toți predicatorii care sunt în sală și care sunt aici, dacă o să audă o dată predica asta. Predica de la Duhul Sfânt nu-i risipă de cuvinte. E ca și prorocia. E un mesaj scurt la subiect și nu lasă curca pe nimeni. Și când merg acasă, oamenii își pun întrebare, bă, azi ne-a vorbit Domnul, ce măsuri iau? Că Dumnezeu mi-a dat un cuvânt și mi-a pus în față o stare mea, o nevoie mea, eu ce atitudine iau? Că aia de la Dumnezeu predica. Dar dacă noi împopoțunăm cu exemple, cu glumișoare, cam o să poartă la modă. Să-i faci pe tăți să râdă, ori să plângă. De nu veni cu ceva povești care nu pot fi controlate, că a murit o mamă și nu să mai moară mame. Și că e prima mamă care a murit, o să mai moară mame. Și credeți dumneavoastră că harul în biserică constă în faptul că te fac eu să plângi cu o poveste lacrimogenă sau că spun două glume, au fost har în biserică, știți ce se întâmplă dacă văzut că o poantă am pe aia, nu țineți minte, nu țineți minte nimic din predică. Că așa suntem noi setați. Am râs un pic și ne-am distins un pic frunțele și ținem minte că o să zic gluma. Dumnezeu să ne ajute, fraților, să fim serioși în lucrarea Domnului. Despre asta vreau să vorbesc. Ce scop avem noi din slujire? Că noi toți suntem slujitori împreună cu Dumnezeu. Ne-a așezat Dumnezeu în trupul lui Hristos, ca mădulare funcționăm și avem funcție. Dumnezeu, în primul rând, să ne ajute pe fiecare dintre noi să identificăm lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Că dacă nu o identificăm și nu o acceptăm, creăm probleme.
Biserica lui Dumnezeu acum la ora actuală are probleme, că avem tare mulți care nu sunt păcați cu ceea ce le-a dat Dumnezeu, nu? Și Pavel l-a atenționat foarte mult și foarte a pus punctul pe ei acolo. Nu care cumva să treacă cuiva prin cap. Nu au zis cu cuvintele astea, zic eu așa, dar el cam așa a vrut să sune. Să nu-i treacă cuiva prin cap, că dacă nu-i mână, nu-i din trup. Dacă nu-i ochi, nu-i din trup. Dacă ar fi tot trupul mâini și ochiul, i-ar fi trupul, a zis el, nu? N-am opinie, a făcut Dumnezeu pe fiecare exact după capacitatea pe care noi putem să o purtăm. El ne-a întocmit, fraților, El ne-a creat, El ne-a făcut vase. Și noi am căsut că sunt glorie știi mai bine că e domeniul lor. În bucătărie nu avem numai oale de 10 kg. Nu avem oale de 10 kg, nu avem. Avem de toate mărimile, nu? Frață, știu și mie îmi place să spun asta. Ce fain ar fi de toate, ce fain este stătea dacă dimineață îți vedea sora Maria cafea o îngăleată de apă. Tu ia, n-am pe avere de aia. Nu vreau să pentru cana de cafea este un, pentru cafea este o ceșcuță micuță. Ești, și bun. E tare bine acolo cum a pus-o, gospodina în casă. Dar Dumnezeu nu tot așa a făcut, fraților. Amin. Noi avem exemplul ăsta și eu zice, în România, esențele tari sunt în sticle mici, nu alea bune, parfumurile alea fine. Să dă un tester așa micuț acolo cu 3 mg. O leacă de aia așa și miroși o săptămână. Domnul să ne binecuvinteze, în primul rând, fraților, să putem să identificăm lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Amin. Dacă o identificăm, să o acceptăm. Să acceptăm. Te-a pus Dumnezeu de atâta valoare și de atâta capacitate să faci treabă, dar fă-o sârguincios, fă-o conștiincios și Dumnezeu este acela care îți va răspăti toată osteneala ta. Și Dumnezeu să ne ajute. Și de-aia, dacă noi respectăm pașii ăștia, să știți că în biserică nu am avea probleme. Și nu s-au încurcat lucruri, că de-aia avem încurcături. Sunt oameni care cred, asta cred ei. Cred undeva în mintea lor că ei sunt competenți de mai mult și sunt capabili de mai mult. Și eu vreau să vă spun și dumneavoastră aici cum a spus-o și în altă parte. Scumpii mei frați, dacă Dumnezeu avea în vedere să fii diacon, presbiter, păstor în biserică, erai. Erau. Dacă nu ai ajuns să până acum, stai liniștit. Înseamnă că nu trebuie să fii acolo. Ești de agitat. Nu fă valuri. Nu dă tulburare. Nu dacă piciorul în izvorul Domnului. Nu fă biserică de stabilizare, că te va costa scump. Acceptă ce Dumnezeu a făcut. Dumnezeu rânduiește toate lucrurile în biserica lui. Așa scrie Scriptura. La mine Biblia așa scrie. Și Dumnezeu a rânduit în biserică. E treaba lui. Nu forțăm noi nota. Nu ne băgăm noi. Domnul să ne binecuvânteze. E un pic delicată lucrarea asta, pentru că așa a băgat diavolul în mintea noastră. În vremea asta, foarte multe lucruri de genul acesta. Și a intervenit în noi dintr-o dată minte multă. Și zice, băi, nu-i bun ăsta de prezbiter, nu-i bun ăsta de conducător în biserică. Bă, dacă eram eu, și adoptăm un pic metoda la Absalom, nu? Așa, de la poartă, ne facem o grupare. Dar numai nu suntem atenți că acolo despre Absalom spune că nu a făcut el răzmeriția. Spune că vreo 200 de oameni s-au unit cu el, dar știți cum? În prostia lor, zice Biblia. În prostia lor, habar n-aveau ce se întâmplă acolo. Dar în prostia lor nici măcar nu-i interesant. S-a dus așa, bluc, grămadă, știi, spiritul de turmă, ca ori. O trecut una cale ferată, tătă turmă, trece trenul, praf. Spiritul de turmă. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute în dimineața asta. E cam greu să-i accepta. Dar, iubiți-mi, frate, vreau să revin la ceea ce am vrut să spun înaintea dumneavoastră. Ce scop avem noi în slujire? Care-i scopul nostru? Dacă nu l-am înțeles pe ăla de la început, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să memorăm lucrurile acestea. Vreau să citesc pentru început, dacă îmi permiteți dumneavoastră, ca să avem ca și baza discuției un cuvânt și de aici plecăm de la el. Citim Efeseni din Epistola Apostolului Pavel către cei din Efes, capitolul 4, aș vrea să citesc, de la versetul 11 încep, așa cum am reamintit. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Scop. Ascultați, asta a făcut Dumnezeu. Așa e rânduiala Domnului în biserică, ne convine sau nu, asta a hotărât cu El. Dar scopul. Și de aici mergem să vorbim din cuvântul Domnului. Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Amin. Deci, iubiții mei, frați și surori, eu nu predic înaintea dumneavoastră. Noi nu cântăm înaintea dumneavoastră. Noi nu prorocim înaintea dumneavoastră ca să ne arătăm ce suntem noi. Ci noi vrem prin toată lucrarea asta
să aducem pe toți la înălțimea staturii, la dorința aceea pe care o are Dumnezeu, de maturitatea noastră, să-L cunoaștem pe Domnul așa cum vrea El să-L cunoaștem. Ăsta e scopul slujirii noastre. Dacă pierdem scopul ăsta, facem din biserica Domnului un haos. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să putem înțelege lucrul ăsta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus Hristos, în predicile Lui, ne-a arătat, și-a relatat în vorbirea Lui că sunt trei categorii de oameni în slujire și au trei, cum să vă spun, trei gândiri în slujire. Și alea de atunci pe care le-a zis Domnul de acum aproape 2000 de ani, îți și azi prezente, în adunarea noastră, aici în adunare. Aici în adunare. Și unde te duci? Mai mult sau mai puțin, nu identificăm noi lucrul ăsta, că așa de bine e mascată și camuflată problema asta, că nici măcar câteodată nu ne dăm seama că suntem într-o tabără sau în altă. I-aș vrea să fim acolo unde a zis Domnul, ăia lucrători împreună cu Dumnezeu, care zidim biserica și urmărim scopul pe care l-a Domnul, ca toți să ajungem la aceeași înălțime, la aceeași statură. Domnul să ne binecuvânteze la asta. Primul zis-o Domnul Iisus Hristos și dumneavoastră ați identificat-o, ați găsit-o în Evanghelia după Matei, capitolul 7. Vorbim Domnul despre vremea viitoare, despre judecata viitoare și zice el acolo, în vremea aceea vor veni unii și vor zice, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi dragi, n-am făcut noi minuni. O fost o negație? Nu zice Domnul nimic? Nu. Dar a venit un răspuns care, cumva, i-o cam dat pe spate pe toți. Și ascultați, fraților, nu a fost vorba de lucruri mici. Să scoți dragi, să faci minuni, să prorocești. Fraților, nu sunt lucruri simple, nu sunt lucruri minore, sunt lucruri mari, sunt de vârf. Și totuși Domnul să dea răspunsul ăsta. Nu vă cunosc. Plecați de la mine, voi care lucrați. În categoria aceasta, asta este prima categorie. În categoria aceasta, eu am zis așa, pentru că m-am uitat asupra textului și a felului cum s-a exprimat. Într-adevăr, probabil că în trecut lucrurile astea s-au făcut cu adevărat. Dar acum, la momentul actual, când s-a spus pilda, oamenii aia trăiau în nelegiuire și făceau lucruri care pe Dumnezeu nu-L onorau. Și Dumnezeu nu mai recunoscut lucrul ăsta. Ne-au găsit vrednici. Dacă ați observat dumneavoastră ce spuneau acolo, noi am făcut lucrul ăsta, noi am scos dragi, noi am făcut minuni, noi am prorocit. Ați identificat dumneavoastră nuanța aceasta de oameni care tot timpul când merg undeva și dacă Domnul lucrează, atâta laude pe bă, că l-am fost noi acolo, Domne, ce lucrări au fost, că l-am fost noi acolo, Domne, au botezat Domnul. Eu am stat de multe ori și am ascultat lucrurile astea și m-am gândit, Domne, dacă voi ați făcut atât de multe lucruri, Dumnezeu pe unde a fost? Domnul pe unde a fost? Cu voi le-ați făcut pe tăte. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea din Moisei, să n-aveți oameni în categoria aceasta, care să accepte în gândirea lor că ei sunt o persoană importantă. Vă dau un exemplu personal. La un moment dat, timp când Dumnezeu a început să mă folosească în slujire, am simțit într-adevăr din partea lui Dumnezeu ceva deosebit. Eu n-am fost predicator. Eram un om care deam un demn și aveam așa energie pozitivă și eu, de felul meu, îmi place să fiu turat la maxim, așa. Dar mă rog, că nu mă încurc. Deci mă rog la maxim, cânt la maxim și mă bucur la maxim. Pentru că, fraților, dacă ne-am pocăit, hai să ne-am pocăiți. Amin. Și nu are rost să ne încurcăm, să ne umblăm cu motorul la relativ. Nu are rost. Consumăm motorul degeaba. Noi trebuie să fim turați până ajungem în rai. Acolo o să oprim motoarele astea și pornesc altele. Domnul să ne binecuvânteze și credeți că acolo se termină treaba. Nu se gata treaba, avem treaba multă. Numai să fim pregătiți pentru acolo. Și așa, foarte subtil a venit un gândișor la mintea mea. Și a zis, băi, zice, așa Dumnezeu a început să mă folosească. Știi? Dar subtil, el vine, diavolul vine așa, fiind un zgocu. Știți cum e acul de macas la calea ferată, frații care au lucrat în domeniu, știți cum? Eu am lucrat în prelucrarea metalelor și veneau și ne aduceau șine de calea ferată și făceam acasă. Și le frezam, le prelucram acolo și el a început, cum te tai ca în mamă de puțin. E foarte finuț. După aia apare deviația, știi? El a început de finuț, parcă a plecat în linia moartă. Cam așa vine gândul ăsta de mândrie. Foarte subtil, finuț la început. Bă, doar simți că te însoțește Domnul, nu? Doar Domnul cu tine, știi? Și îți crește un picuț de rânză, de pipotă. Așa, dar puțină, nu-i mare la ce. Dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu și dacă nu e un frate bun lângă tine, un prieten care să spui, vezi că deja ai un preș în picioare. Ai grijă.
Și dacă ești băiat pocăiști și îl iubești și îți dai seama că îți o fă prieteni și te iubiști toți în față, dai Domnului pe față starea și spui, Doamne, într-adevăr mă mușca puțin, dar dă-mi miluință. Și te reabilitezi dacă nu te duci departe. Și a venit odată la serviciu la mine acolo pe holul o soră. Eu mă duceam să beau cafea de la aparat și ea m-a stricat. Așa, Domnul frate Cornel, m-am întors, am văzut, știam că din biserică de la noi, nu știam cum o cheamă, era rușine, biserică mare, nu știi pe toți pe nume. Și ce faceți pe aici? Mi-a explicat, am povestit, eu am dat să plec. Zic, nu, femeia are treabă. Stai, frate Cornel, să spun ceva. Noi suntem la biserică un grup de surori care ne rugăm permanent și ne rugăm pentru toți frații care slujesc în biserică și pentru dumneata și pentru toți frații, să-ți dea Domnul cuvânt, fraților. Știți că atunci am identificat Duhul ăsta? Atunci am identificat Duhul ăsta că a venit și mi-a șoptit și mie la orele. Bă, mie predici bine. A început să predici bine și te însoțește Domnul. Și am zis, păi, de ce mă însoțește Domnul? Că cineva se roagă. Și de aceea aș vrea să vă spun, fraților, să fim rezervați. Să fim rezervați în a ne autoaprecia. Și să fim rezervați și când suntem prea excesiv apreciați de ceilalți din jurul nostru. Pentru că ea îmbracă foarte multe forme. Atacul ăsta din partea diavolului în ceea ce privește înălțarea și mândria. Și oamenii aceștia așa au venit. Noi am făcut de aceste lucruri. Să fim foarte atenți. Mi-aduc aminte, un frate păstor a plecat la Domnul acum. Spunea din casa lui, fraților. Spunea din casa lui minuni, lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu, dar spunea persoana trăie. Cineva întrebă, bă, frate păstor, dar de ce le spui toți casa? Băi, vreau Dumnezeu să fie proslăvit în toate, să nu apară nimica din partea noastră. Și așa a fost și scopul Domnului Iisus Hristos. Nu așa spunea Domnul Iisus Hristos. Bă, du-te, arată-te preoților, du-te, dar nu spune la nimeni. Nu au vrut publicitate, nu au vrut ecran. De ce? Pentru că scopul Domnului Iisus a fost ca Tatăl să fie proslăvit. Fraților, ăsta este scopul nostru în slujire. Vă aduc aici un argument solid. Un om care, într-adevăr, a urmărit ca Dumnezeu să fie înălțat în mijlocul poporului. Și vreau să știți foarte bine, probabil cum a fost amintit și l-amintim și astăzi, zi bine, în fața a 850 de proroci mincinoși. Nu a vrut să se scoată pe el în evidență, dar nici cum. Deși era omul lui Dumnezeu și a făcut lucruri deosebite recunoscut în Israel ca om al lui Dumnezeu. Și a strigat în fața acestor mincinoși, înaintea întregului Israel. Doamne, fă ca astăzi să se cunoască în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Asta a fost prima. Asta a fost prima. Și că ceea ce am făcut eu, n-am făcut de la mine. Am făcut că m-ai trimis Tu. Deci în toate Dumnezeu să-și tragă slavă. Și cum a răspuns Dumnezeu? A răspuns foc din cer. Și a zis tot poporul. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Haideți și noi, când Dumnezeu se folosește, indiferent de cine și la câtă capacitate, maxim sau la mijloc sau mai mic puțin, să lăudăm pe Dumnezeu. Amin. Deci Dumnezeu în toate lucrările merge, nu contează intensitatea la care noi suntem folosiți ca slujitori, ca și cântăreți, ca și proroci, ca și păstori. Nu contează. Contează Dumnezeu să fie proslăvit. Pentru că noi am ajuns să fim hoți de slavă. Și ăștia din prima categorie erau hoți de slavă. Noi am făcut, noi am dres, noi am scos, noi am făcut vindecă, noi. Și erau hoți de slavă. Despre Dumnezeu nu s-a zis nimic acolo. Dar vine Domnul Iisus Hristos și dumneavoastră știți foarte bine, și acum ne ducem un picuț în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, de asemenea tratează Domnul Iisus Hristos lucrul acesta și am vrea să ne uităm spre aceste două categorii de oameni, următoarele două categorii de oameni, de la versetul 31. Eu nu vreau să citesc tot pasajul, nu reamintesc ca să ne încadrăm în timp. Încă două categorii pe care Domnul Iisus le-a identificat, vorbind despre judecata viitoare. Și eu spun acolo că în ziua aceea se va întâmpla exact cum face păstorul la stânga. Desparte oile de capre și le pune pe alea la dreapta, pe celelalte la stânga și începe discuția. Și stă de vorbă cu una dintre categorii. Și zice, nu veniți binecuvântați tatălui meu. Pentru că am fost urmat, ați fost pe la mine, am fost dezbrăcat la venuțe, am fost în închisoare, a venit pe la mine, am fost bolnav, am fost flământ, dar și toate din lumele acolo. Și ăștia, o categorie, a doua categorie de oameni. Zice, Doamne, dar când am făcut noi treaba asta? Dar când am făcut noi treaba asta? Cel mai tare îmi place categoria asta de oameni și aș vrea toată adunarea din Moisei să fie așa. Oameni care au făcut lucrarea pentru că asta era caracteristica lor de credincioși al lui Dumnezeu. Era natura lor. Nu au avut pretenții, au fost dezinteresați. Era natural să facă treaba asta. Deci oameni care au înțeles că sunt dintr-un trup și că e natural să simți cu ăla care e dezbrăcat, să-i dai hăinuță,
Să simți cu ala flământ să-i duci mâncare, să simți cu ala bolnav și să te duci la spital, să simți cu ala din închisoare și să te duci să-l vizitezi. Era normal, nu era nicio pretenție. El știa că faptele bune fau pregătite dinainte, el trebuie să meargă pe acolo. Nu a pus nimic ca noutate, niciunul dintre noi, orice ne-ar trece prin cap să facem ca o faptă bună, nu putea veni în fața Dumnezeu și spune, fraților, nimeni nu a făcut ca mine. Eu am făcut cea mai tare faptă bună. S-o crezi tu, faptul a fost pregătită. Dă slavă Domnului că a fost atent la îndemnul Duhului Sfânt și a răspuns pozitiv, că de el răspundeai tu, Dumnezeu trecea la tine absent și gătea pe altul. Dar nu vă gândiți că Dumnezeu, dacă are de făcut un lucru, nu-l face. Nu vreau eu, Dumnezeu cată pe altul, dar la mine acolo e zero. N-am răspuns și n-am fost atent la îndemnul Duhului Sfânt. Și câte ori dintre noi nu s-au întâmplat lucruri de felul acesta. Domnul ți-a pus îndemn pe inimă, te-a luat cu treaba, ai uitat și ți-ai adus aminte când te-ai întâlnit cu un alt frate, bă, a fost pe la sora cu tare și băi, ce necaz era pe ea, i-am dus de aia și băi, ce rău îmi pare și mie mi-a pus Domnul într-o zi pe îndemn, dar m-am luat cu treaba. Degeaba îți pare rău, zero la tine. Vezi că zero, nu-i nimica. O, dăm timpul înapoi, nu recuperezi nimica, pagina care s-a scris, ziua de cutare, dacă n-ai făcut nimica, acolo pagina e albă. Nu mai dai înapoi, că nu-i retroactiv. E ce faci, ai făcut și scris, ce n-ai făcut, n-ai făcut, e gata. Domnul să ne binecuvânteze. Și oamenii ăștia din categoria aceasta au fost oamenii care au înțeles că ceea ce că erau dator să facă lucrul acesta, da? Ca un rob ne trebuie. Dacă am făcut lucrul ăsta, ne putem încadra doar aici ca niște rob ne trebuie. Eram dator să facem lucrul ăsta. Și tare bine, fraților, când toți dintre noi, indiferent ceea ce facem, indiferent la capacitatea care ne folosește Dumnezeu, indiferent ce îndemn ți-a pus Domnul pe inimă, indiferent câtă dăruire și câtă dărnicie și câtă milostenie ai avut în tine, nu uita, aia este lucrurile pregătite de Dumnezeu înainte. Tu ești doar dator să faci lucrurile acestea. Ca un rob ne trebuie. Și ne gândim noi, acum când dăm inventar înapoi, ne gândim, Doamne, de câte ori nu ne-am achitat noi, măcar de datoria asta de rob. Nici măcar la statutul ăsta n-am ajuns. Și apoi la Scriptura vine și spune că toate faptele noastre bune sunt ca o cărbă mânjită. Oi, Doamne, și noi mai ne agățăm de ele. Domnul să ne binecuvânteze. Am vrea să avem atitudinea aceasta. Pentru că am întâlnit fraților și surorilor și probabil că și dumneavoastră ați întâlnit și eu am înțeles felul acesta de dărnicie, felul acesta de milostivire și de facere de bine. Oameni care au parola aceasta, totdeauna o folosim ca o parolă în spatele care ne ascundem și interese meschine. Domnule, vreau să te ajut în numele Domnului Iisus și să-ți fac cu tare lucru, să-ți fac gardul la casă sau îți pun tabla pe casă. Dar știți cum e făcută treaba asta? De-a multă de viață ne-ești dator. Nu știu dacă m-ați înțeles dumneavoastră ce vreau să spun. Deci sunt lucrări făcute sub nuanța aceasta. Te ajut dacă îmi dau telefon la tine, deci trebuie să sari, trebuie să lăși tătul și vin că ești la dispoziția mea. Vreau să vă spun că n-ai făcut nimic în numele Domnului. Și banii aia pe care ai dat, nu i-ai dat, că nu ți-o primi nimeni jertfa. Pentru că ai avut un scop ascuns în spate. Nimeni nu trebuie să-ți fie dator. Nimeni nu trebuie să-ți aducă veșnică recunoștință. Și dacă fac o facere de bine, dacă scot un ban din buzunar și îl dau în numele Domnului, n-am pretenție nici măcar să se roage pentru mine. Eu eram dator să fac lucrul acesta, pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a dus până acolo și mi-a arătat starea lui. El e treaba lui. El se va ruga pentru mine dacă e un om al lui Dumnezeu. El știe că aia e treaba lui să se roage și să mulțumească Domnul. Întâi lui Dumnezeu și apoi să poată spune, Doamne, bine cum te-a și fratele care a făcut dărnicia. Mai dă că pot eu să mai am nevoie. Aleluia. Domnul să ne binecuvânteze. E un pic delicat așa, fraților. Și aș vrea să vă ajute Dumnezeu. Să nu faceți nimic cu scopul ca cineva să vă toarpe. Picăm în extrema aia de care a zis-o Domnul. Le dai o masă de dragoste, le-aia care poți să o întoarpe înapoi. Chiar pe aia care nu poți să-ți dea. Cheamă pe care n-au bani. Tani în vițel. Frate, frate, Pavel în vițel, la rotisor. Nu, și cheamă pe aia care n-au. Da, nu e cazul la Moisei, că frate, stau bine, nu e problemă. Dar vedeți dumneavoastră, Scriptura ne învață în privința aceasta. Să nu facem nimic cu scop ascuns. Ci totul să fie că e din natura noastră și noi eram datori să facem lucrul ăsta. Doamne, bagă-ne pe toți în categoria asta. Amin. Pentru că mai este o ultimă categorie, a treia, care este la fel de periculoasă ca și prima despre care am amintit, cei care umblă după locurile de cinste și care se scot pe ei în evidență și fără de slavă lui Dumnezeu, mai sunt a treia categorie, eu le-am zis, sunt ăștia care nu interesează nimic. Și aia au zis tot așa. Doamne, la când? La când te-am văzut? Deci nici n-ai avut timp să vezi treaba asta. Deci ai stat în biserică cu frață, ai stat în biserică cu familii grele, familii încercate, dar pe tine nu te interesa nimica. Și pui întrebări de astea și obrași, zice, dar când am avut? Păi dar ai stat 30 de ani pe el în adunare și aștept că e o familie săracă. Ai știut, că Domnul ți-a zis că pe săraci o să iai totdeauna, zice, dacă nu, o murit de aia, vinață, nicio problemă. Îți dă Domnul pentru, știți de ce, fraților? Aia este atât de sârânduit, eu le-am zis așa, și boala în casa cuiva, care e de ani mulți. Și năgazul în casa cuiva, care e de ani mulți.
Dumnezeu că l-a găsit tare și l-a îngăduit să treacă prin aia și el e mulțumit așa pentru mine. Pentru că eu să fac fapte bune, că alea au fost pregătite de Domnul. În familia aia și în familia eu să mă duc, eu să vizitez, eu să văd pe fratele meu acolo, să plâng cu el, să simt cu el, să-i alin durerea prin ce pot, să-i alin amarul și lipsa prin ce pot, aia Dumnezeu l-a pregătit pentru mine, ca să am și eu acolo în contabilitatea mea fapte bune. No, Doamne, ajută-te la lucrul ăsta. Să nu fim dintre aceia dezinteresați, nepăsători, ca și bogatul, da? Tată, ți-ai ales, eu zis, Dumnezeu atunci, Domnul Iisus, ți-ai ales partea bună cât ai trăit în viață. Purpură, petrecere, distracție, fete cu evantai, cu frunza de palmier, să-ți facă vânt, și ăsta a stat la poartă și lor ies câinii, că era bolnav. Și nu ți-o păsa să-i dai măcar niște firimituri și lui acolo. N-ai vrut să împarți. Acum el e slavă și tu ești închin, pentru că așa se întâmplă. Exact ce a zis Domnul Iisus. Cine vrea să câștige lumea aceasta, o va pierde. Dar cine va pierde, o va câștiga. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frați și surori. Aș vrea să rămân aceste cuvinte înaintea dumneavoastră și aș vrea ca Domnul să ne ajute, scumpii mei, frați și surori, ca scopul nostru în slujire, în slujire înaintea Domnului, în biserică, prin orice ne-a dat Dumnezeu, să fie acesta. Să urmărim zidirea celorlalți. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.